Bună ziua! Astăzi suntem în data de 3 octombrie și am început să-i pregătesc odată cu vremea pentru iarnă. Ia uite, am luat niște pâslă pentru izolație la stupi. Pun aici două straturi unde e cuibul, în stânga. Și aici am pus doar un strat, aici gol. O să umplu cu polistiren extrudat la împachetare. Și uite așa, i-am acoperit. Le-am pus pietre, că toamna sunt niște vijelii de-alea mai nasoale. Uite și la asta. Ia uite. La fel, două straturi de pâslă. I-am pus. La ceilalți, la fel. Și le pun pietre pe capace, uite așa, că dacă vine vreo furtună, e pericolul să zboare capacele. Și așa pun la toți. Uite, și aici mai am un pachet de 10 bucăți de pâslă. Uite aici păturică, purișorul. Pâslă, aici două straturi unde e cuibul, niște scule pe aici și cam asta e. Uite, sară și la asta. Două straturi. Le-am pus așa mai intercalate, atunci ca să acopere foarte bine. Când pun capacul, el o să tasteze aici și nu mai e nicio crăpătură unde să intre furnici sau alte chestii mai dubioase. Uite. Și asta e. După aia pudișorul. Două straturi. Și cam asta. Bate un pic vântul. Murat. Dar totuși e toamnă. Nu ți se explică. Ia uite. Cred că vine vreo ploaie la cum e cerul deasupra noastră. Soarele e intrat în nori. Și cred că o să înceapă ploile cât mai des. De asta am început să îi acopăr, că o să vină să răcesc nopțile foarte tare de acum. E frig. Și asta este. Încerc să mă conformez. Uite. Încă mai am cules. Uite, vine cu polen. Câte una, două, mai vin polen. Și asta am vrut să spun, că am ales să folosesc pâsla pentru că aia este cea mai recomandată. Uite, vine și viespele de târpale, dar nu prea are șanse să intre, fiindcă am mișoraturi din nișor. Cam asta ar fi pentru data de astăzi, deci e deja octombrie și se apropie frigul și iarna și împachetările, și în curând
O să intrăm în pauză. Da, asta ar fi pentru data de astăzi, 3 octombrie. Mulțumesc pentru vizionare. Și până la data viitoare, o zi bună și succes în toate!